Prasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehai, îi sărbătorește astăzi, 6 aprilie, ziua de naștere. Cu greu se pot găsi cuvinte prin care poporul credincios al Mehedințului să își poată arăta recunoștința pentru tot ce a înfăptuit preasfințitul în cei 59 de ani de viață ca slujitor al lui Dumnezeu timp de peste 31 de ani. Echipa Mehedințul meu urează preasfințitului un călduros la mulți ani. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, s-a născut la 6 aprilie 1962, fiind primul copil al familiei Nicolaescu Dumitru și Maria din Comuna Godeanu, județul Mehedinți. Acum 59 de ani, în satul Godeanu din Comuna Godeanu, din județul Mehedinți, din părinți binecredincioși Dumitru și Maria, se năștea Preasfințitul Părinte Nicodim, ierarhul întistătătorul eparhiei Severinului și Strehaiei. Cu această ocazie, clerul și credincioșii din eparhia noastră îi urează un călduros la mulți ani, păstorire îndelungată, cu multă sănătate și dragoste, față de poporul binecredincios din Episcopia Severinului și Strehai. Dumnezeu să-l țină cu putere, să ne povățuiască cu putere și să ne păstorească cu multă blândețe. În eparhia a înființat trei noi protopopiate, la Vânjumare, la Baia de Aramă și la Drobeta Turnu Severin în 2004. În 2005 a înființat postul de radio creștin Ortodox Lumina la Drobeta Turnu Severin, iar în 2006 editura Didahia Severin, în cărți de spiritualitate ortodoxă.